Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Ne-am întors la microfon, dragi prieteni, această primă săptămână cu Liga 1 pe masă. Campionatul s-a reluat. Nu știu dacă e bine sau rău, dar nu mai aveam încotro după o lună și două săptămâni de inactivitate. Au fost rezultate surprinzătoare, unele dintre ele, dar altele așteptate. De exemplu, victoria Craiovei cu Petrolul 2-0, victoria lui Dinamo cu FC Botoșani 1-0. Pandurii Târgu Jiu, așa cum încercam să întrevedem noi din emisiune vineri, s-a impus până la urmă la Târgu Mureș. Am anticipat această posibilitate, mai ales că spuneam nu-l văd bine deloc pe Grigoraș la ASEA, de siguranță nu va face purici. Acum, nu e nicio dramă dacă, să spunem, ASEA va rata podiumul clasamentului, adică play-off-ul clasamentului, odată cu venirea lui Petre Grigoraș. Nu mi se pare o dramă. Bun, nu joacă în primele șase, dar ASEA nu va termina în ultimele două. Aceeași situație este sigur și pentru celelalte două echipe care încă au șanse la play-off, teoretic. Este vorba de CSMS Iași și de CSU Craiova, sigur aceasta din urmă șanse pur teoretice. Practic bătălia se dă între Iași și Târgu Mureș. Decât să faci figurație în play-off, mai bine să încerci să îi rupă ceilalți cu bătaia în play-out. Deci nu mi se pare nicio dramă, absolut nicio dramă, dacă Târgu Mureșul va termina pe 7 și ulterior va termina campionatul pe locul 9 sau 10, să zicem. Nu mai pun osul după aia nici în play-out așa cum trebuie. Că oricum aceste echipe, ASEA sau CSMS Iași, nu se vor bate la primele 3 locuri. N-au anvergura asta. Deci vor continua și în sezonul viitor tot în Liga 1. În principiu în același sistem, că n-am auzit să existe vreo dorință dintre asta teribilă de schimbare la noi. Cred că se va continua în același sistem, adică tot cu play-off și play-out, același campionat cu 14 echipe, că suntem încă de-abia la prima ediție de tipul ăsta. Una trebuie să recunoaștem decepționantă, pentru că abia acum vedem că toată lupta asta de 26 de etape este aproape inutilă. Aproape inutil, având în vedere că în play-off sunt 10 etape, ceea ce înseamnă 30 de puncte de adunat. Deci 30 de puncte poți să câștigi în play-off. Ce importanță are că diferența față de o echipă este de 4 sau de 5 puncte. Este aproape inutil acest sezon. Relativ scurt, sigur, față de alți ani, pentru că iată încheiem campionatul la începutul lui martie sau la sfârșitul lui februarie, mai exact, și ne apucăm de un altul dintr-o dată cu echipele împărțite în două grupe, cum ar veni. Merge să-l experimentezi câțiva ani, de asta spun, nu m-aș opune că el să mai continue încă un sezon sau două, dar cred că nu este formula ideală în România. Pentru că, încă o dată spun, din cele 6 echipe care intră în play-off, mai mult de 3 sau 4 n-au șanse reale la titlu. Nu se vor bate pentru nimic, finalmente. Iar din celelalte echipe, 8 echipe care se bat împotriva retrogradării, tot așa 2 sau 3 vor juca degeaba acolo. Iar în play-out, fiind 8 meciuri, sunt deci 14 etape. Este uriaș acel play-out, meciul fără niciun fel de impact. Am văzut și acum tribunele goale, la Timișoara erau 300 de spectatori la meciul cu FC Voluntari. Păi meciuri de genul ăsta vor avea timișorenii timp de 14 etape în play-out. 7 meciuri acasă de nivelul ăsta.
catastrofale, deci n-ai ce să vezi. Care este cea mai bună echipă din play-out în momentul de față? Iașu. Te duci la un Timișoara cu Iași, ce să vezi? Deci sistemul este prost, e clar, el nu mărește până la urmă cu nimic atractivitatea campionatului. Faimosul Steaua Dinamo nu mai are trecere pentru că nici nu mai avem pe ce stadioane să-l jucăm, după cum observați. Unde să joci un astfel de meci? Dacă măcar era pe Arena Națională, e inutilizabilă și asta. Nu cred că mai stârnește vreun interes. Meciurile sunt televizate. E bine că se întâmplă așa, că măcar mai suntem și noi la curent cu fotbalul, văzând câteva imagini la televizor. Dacă n-ar mai fi nici televizate, n-am mai cunoaște nici jucători, n-am mai ști nimic din ce s-ar întâmpla, evident. Am pierde repede contactul cu fotbalul românesc. Televiziunea ține această disciplină încă în picioare în România. Asta e ok că sunt meciurile televizate. Televiziunile de sport au și ele ce să ruleze în acest context, dar să nu ni se spună despre atractivitate, despre interes, că nu e așa. Împotriva, acesta scade văzând cu ochiul. Posibilitatea de a vedea astăzi meciuri de peste tot din lume, evident că trimite campionatul României la lada de gunoi a fotbalului european. Acasă revenim la rezultatele care s-au înregistrat acum. Deci victoria Pandurilor la Târgu Mureș cu 1-0, ceea ce plasează într-adevăr Pandurii într-o situație excelentă. Da. Oamenii și-au făcut treaba, s-au calificat matematic în acest play-off. Au 43 de puncte, nu se mai poate întâmpla nimic, 8 puncte mai mult decât ASE Iași și CSMS Iași. Mai sunt doar două meciuri de disputat. Steaua, în cazul în care se impune astăzi în ultima partidă a etapei a 24-a la Chiajna, își asigură și ea matematic prezența în play-off. Sigur, face un pas important pentru că 43 de puncte ar plasa-o la un singur punct de poziția a doua și ar recupera două puncte față de Astra, care a remizat de 4 ori în ultimele 5 etape și totuși conduce în clasament, indiferent de rezultatul de astăzi. Astra rămâne liderul clasamentului până săptămâna viitoare, cel puțin, când va juca la Botoșani. Are nevoie de un egal acolo ca să rămână pe prima poziție și apoi va juca în ultima etapă chiar cu Dinamo pe teren propriu, în meciul primelor două clasate în momentul de față. Dinamo având un meci ușor cu Concordia Chiajna etapa viitoare, tot în Ștefan cel Mare, pe care poate să-l câștige. În cazul în care Astra Giurgiu nu pierde la Botoșani, deci în ultima etapă, până la 26-a, se va juca exact meciul primelor două clasate, Astra și Dinamo. Steaua n-are cum să revină mai mult, pentru că chiar dacă astăzi câștigă, este la un punct de Dinamo. Bate și etapa viitoare pe Voluntari, rămâne la un punct de Dinamo dacă și Dinamo câștigă cu Chiajna. Deci primele două nu vor fi zdruncinate de pe aceste poziții în principiu. Astra poate să scoată un punct la Botoșani, o echipă care și-a văzut zborul de dinainte de pauză frânt ieri în Ștefan cel Mare, dar sigur nu e o dramă că FC Botoșani nu putea să prindă play-off-ul. Ori bătălia împotriva retrogradării nu e una foarte dură. Sigur, trebuie să eviți ultimele trei locuri, adică să te clasezi în play-off în primele cinci. Nu e mare lucru. Ne-a surprins neplăcut victoria celor de la FC Voluntari la Timișoara. Imediat cum s-a întors Mitică Dragomir în fotbalul românesc, echipa sa a fost avantajată de arbitri. A fost chiar Alexandru Tudor arbitru la Timișoara cu Voluntari. O victorie suspectă a oaspeților. Am văzut și noi cu eliminare la Timișoara destul de ușoară. În 10 oameni Timișoara a încasat 2 goluri. Mi s-a părut oricum un pic ne la locul ei această situație. Cu Mitică avea nevoie de puncte Dragomir, evident, mai ales că vine meciul cu Steaua peste cei de la Voluntari, unde probabil că nu vor lua puncte. Și bătălia lor pentru evitarea măcar a ultimelor două poziții, înclin să cred la cât intuiesc eu situația în momentul de față, că ea este pecetluită în Liga 1 și că aceste 14 etape de play-out,
că acolo sunt 14 etape, nu vor duce la nicio altă concluzie decât faptul că Petrolul și Chiajna, care astăzi sunt ultimele două, vor și retrograda. Și se va juca absolut de pomană. Pentru că odată cu venirea lui Mitică la FC Voluntari, această echipă nu va mai retrograda. Chiar dacă termină pe 12, acolo sigur e o luptă, în special cu Timișoara. Celelalte echipe totuși sunt destul de departe. În momentul de față, CFR Cluj nu-i de nasul lui FC Voluntari. Are 7 puncte peste. Clujul e capabil să câștige cu oricine în Liga 1. S-a văzut și la meciul cu Astra din această etapă. Greu de bătut această echipă. Dacă își pune un pic mintea, nu pierde mai mult de 2 meciuri în play-out. Deci o echipă greu de bătut. Botoșaniu e la 8 puncte deasupra lui Mitică, chiar dacă prin înjumătățire sigur se mai apropie echipa ilfoveană puțin, dar va fi un play-out de o tristețe iremediabilă. Adică astea 3 se vor bate, Voluntari, Chiajna și Petrolul, se vor bate pentru ultimele poziții. Celelalte echipe sunt destul de greu accesibile și chiar dacă cineva mă va urca un pic, aia va fi tot Voluntariu. Adică rămân în Liga 1, că sigur alt obiectiv nu-și pot propune în momentul de față, și ori vedea ei de la anul dacă pot să-și propună mai mult. Dar pentru acest sezon, sigur, evitarea retrogradării este obligatorie. De altfel, între ultimele 5 echipe din clasament în momentul de față, Cluj, Timișoara, Voluntari, Chiajna și Petrolul, singură echipa lui Mitică Dragomir este cea care a câștigat 2 partide în ultimele 5 disputate. Celelalte echipe n-au nicio victorie în acest interval, nici Clujul, nici Timișoara, nici Chiajna și nici Petrolul. Deci sunt niște echipe cu capul în sac, de unde nu vor mai ieși prea curând. E jucată treaba din punctul ăsta de vedere, așa că va fi o parte a doua a sezonului, cel puțin aici, la retrogradare, destul de modestă. Ne întoarcem după o pauză. Ne-am întors în direct la Sport Total FM, avem un telefon cu încă antrenorul Timișoarei, Florin Marin. Bună ziua! Bună ziua! Se vorbește pe la noi că pregătește Timișoara un nou antrenor sau că urmează să fiți dat afară într-o etapă sau două. E adevărat? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu vi s-a comunicat deocamdată nimic? Nu, absolut nimic. Sigur că noi antrenorii de tine ne-au rezultate, dar... Exact. Bineînțeles că la mai rezultate pozitive, normal că apar și discuții de genul ăsta. Sigur, mai sunt 2 etape până se termină sezonul regulat, încă mai aveți un pic de timp, aveți un meci la Iași, aparent injucabil, în fața unei echipe într-adevăr în mare formă, practic alături de Dinamo și de Astra, are cel mai bun bilanț în ultimele 5 etape CSMS Iași, o echipă care va trece probabil pe loc de play-off pentru prima dată în acest sezon dacă vă învinge în penultima etapă. Cum vedeți meciul ăsta? Da, bun, Târgu Mureșul are la CFR, acolo nu câștigă. Deci de asta spun că Iașul, dacă vă bate, va ajunge pe 6, are o miză enormă meciul ăsta pentru ei. Dar și pentru Timișoara, care iată nu mai are decât 3 puncte avans față de FC Voluntari, noua echipă a lui Mitică Dragomir. Da. Cum vedeți momentul ăsta dificil pentru echipa noastră care a pierdut exact meciul pe care n-avea voie să-l piardă? Nu este un moment bun pentru noi. La Iași ne-a stat un meci greu. Este o echipă care are omogenitatea de parte, au relații de joc dezvoltate. Este o echipă pragmatică. O echipă care vedeți că joacă foarte bine la rezultat și ultimul joc cu Viitorul a arătat bine și e un joc dificil pentru noi și atât pentru ei. Da. Ați avut probleme de arbitraj cu
voluntară, adică eliminarea, vi s-a părut justă? Dacă ne luăm așa după regulament, sigur că a fost corectă, dar pe părerea mea, cred că prea ușor s-a acordat cartonașele. Da, am auzit când ați spus că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil la meciul ăsta. În mod normal, la ce am văzut noi, dacă rămâneați în 11 oameni, într-adevăr, n-ați fi pierdut. Nu ne-au fost superiori cu nimic, nu ne-au surprins cu nimic, nu au fost periculoși, decât în momentul în care a rămas în inferioritate numerică, am comis acea greșeală, nesincronizarea în apărare la o greșeală colectivă, am primit primul gol care, după părerea mea, a influențat mult rezultatul. Apoi, chiar și în inferioritate, noi am fost cei care am dominat. Noi am avut ocazii clare de a înscrie în faze fixe, recunosc. Ei n-au avut nicio situație de gol, dar au câștigat jocul. Important este rezultatul. Nu este un moment bun pentru noi, dar sper să-l depășim și sper să reușim să gestionez această situație. În afară de faza cu eliminarea, vi s-a părut că arbitrajul a fost în favoarea celor de la voluntari sau nu? Nu, a fost un arbitraj bun în afară de cele două cartonașe pe care le-a trimit Abel Soares. După aceea nouă ne-au lăsit niște jucători importanți care de atac, cum este Elec, Goga, Javi Hernandez, jucători care sunt jucători de bază care au jucat până acum. Și sigur că nu am reușit prea multe acțiuni de atac bune, dar și în condițiile astea, părerea mea că meritam cel puțin egal. Ce le-a spus jucătorilor după meci? Adică atmosfera era asta de prăpastie așa în vestiar, dărâmați jucătorii că au pierdut acasă un meci totuși accesibil? Multe jucătorii sunt afectați, de obicei nu obișnuiesc să fac ședințe după joc. Astăzi o să am o discuție cu jucătorii la antrenamentul de după amiază. Și sigur că am să le spun ce considerentele mele după acest joc. Și o să facem și o analiză cum facem după fiecare joc. Credeți că... Îl câștigăm sau pierdem. Da. Credeți că venirea lui Ganea la FC Voluntari a avut un efect așa... Vi s-a părut mobilizatoare pentru echipa din Ilfov? Echipa arăta bine și pe timpul lui Gigi Mulțescu, eu spun. Arăta bine, a zis că a pus destule probleme și au avut și meciuri grele. Jucau, da, pe vremea lui Mulțescu jucau, da, aveau un fotbal interesant. Că nu este un antrenor, tânărul antrenor care știe să-și monteze bine jucătorii, să-i motiveze. Sigur că pentru el aceste trei puncte și pentru echipa lui sunt foarte importante și a debutat cu o victorie, ceea ce contează foarte mult pentru moralul lui, pentru jucători și situația în clasament. Ce a spus și dumneavoastră că s-au apropiat la trei puncte de noi. Da, și au meci cu Chiajna în etapa 26, să nu uităm, pe teren propriu. E ultimul mai din da. Campionatul regular, dar... joacă după asta, joacă cu Steaua, nu? Da. Au și un program destul de greu, cum au și Petrolul și noi. Deci campionatul se joacă. Urmează play-out-ul. Miercuri se va face țintare. Da. Ne vom întâlni cu fiecare echipă de două ori și importante sunt și aceste două jocuri care rămas de disputat și, bineînțeles, după aceea jocurile din play-out. O ultimă întrebare, vi se pare sistemul ăsta de play-off, play-out interesant, așa cum jumătățirea punctelor sau pe undeva vă simțiți lezați că ați jucat în mare parte degeaba, având în vedere că oricum se va compacta clasamentul și nu va fi o mare diferență între echipe? Păi nu numai în play-out, și în play-off, după părerea mea, va începe un nou campionat. Știu, dar era cazul ca după 26 de etape să luăm de la început? Păi am spus, n-am spus. Din punctul meu de vedere, este un nou campionat. Deci nu sunt de acord cu acest sistem. Deci nu sunteți de acord, ok. Există vreo discuție la nivelul ăsta, știu, în cadrul antrenorilor, în cadrul oamenilor de fotbal, să se renunțe la sistemul ăsta? Nu,
deocamdată nu știu nimic. A fost aprobat acest sistem și normal că se va continua cu el până la sfârșit și bineînțeles că se va lua o decizie după ce se va termina, dacă a fost benefic sau nu. Da, pe asta vă întrebam, că nici noi nu avem nicio informație cum că s-a renunțat așa de ușor la el, dar din câte înțeleg nu face unanimitatea și oamenii nu par să fie foarte atrași de acest sistem. Corect. Adică pare să fie și destul de neatractiv pentru telespectatori, pentru puțini oameni care se duc la meciuri, în fine, nici televiziune nu cred că au foarte mult de câștigat cu 14 etape de play-out, de exemplu, în care două sau trei echipe nici nu vor avea mari dificultăți, că vă dați seama, Craiova și Iașu, dacă mai strâng niște puncte, n-au nicio șansă să pice. Deci campionatul se va rezuma practic la șase echipe care se bat pentru două locuri plus unu. Nu-i mare lucru. La cinci echipe, dacă Iașu și Craiova mai acumulează puncte acum. Păi duc, rămâne Botoșani, CFR, Timișoara, Voluntari, Chiajna, Petrolul. Ar fi șase. Bine, dacă excludem Petrolul, sunt cinci. Considerăm că Petrolul nu mai are nicio șansă. Că vor fi 8. 8 echipe, 14 etape, în general, puțină intensitate. Corect. Puțină intensitate, dar sigur că dumneavoastră nu sunteți într-un moment în care să spuneți că n-aveți treabă în play-out, pentru că Timișoara pare să fie exact echipa prinsă între cele două opțiuni. Adică n-aveți nici asigurat locul în prima ligă, dar nici nu sunteți de căruță, cum e Petrolul, de exemplu, care ar pleca cu 4 puncte în momentul de față. Exact. Da, să ajungeți acolo, domnul Florin Marin, că deocamdată mai sunt două meciuri și nu se știe. Mulțumim de intervenție. Toate bune și baftă în etapele care mai urmează la Timișoara. Spuneam, un parcurs destul de complicat pentru echipa lui Florin Marin, cu un meci greu, dacă nu imposibil, cu Iașu etapa viitoare. Echipa lui Nicolo Napoli în mare formă, într-adevăr, s-a dus și a câștigat clar la Ovidiu în etapa care s-a desfășurat, care are un meci, spuneam, cu Timișoara și apoi deplasarea de la Steaua în ceea ce ar urma să fie meciul decisiv pentru intrarea în play-off, unde sigur Iașu ar intra în concediu. Încoată spun, n-are nicio șansă CSMS Iași să se bată la titlu sau la primele locuri. Dacă va intra în play-off, va fi ciuca bătăilor, probabil, chiar dacă în momentul de față, sigur, traversează o perioadă fastă. Ok, cam asta ar fi despre Liga 1, mai atrăgându-vă totuși atenția că în caz de egalitate la puncte, departajarea se face la meciurile directe, deci ASEA Târgu Mureș este peste CSMS Iași, pentru că a câștigat în tur la Iași cu 1-0 și a făcut egal în retur acasă 1-1. Deci în momentul de față, atât la golaveraj cât și la rezultatele directe, ASEA Târgu Mureș este peste CSMS Iași, dar are nevoie măcar de 3 puncte în ultimele două etape, adică să bată acasă, de exemplu, pe FC Botoșani în ultima etapă, ca să se ducă în play-off. Asta dacă luăm în calcul că Iașu va pierde meciul cu Steaua lui Laurențiu Reghe, cam în ultima etapă. Acesta declarând înaintea partidei de astăzi de la Chiajna că echipa sa este net superioară și că ar trebui să se impună fără probleme. Deci, practic, deși Steaua este astăzi la 7 puncte de Astra Giurgiu, până să înceapă meciul cu Chiajna, la ce declara Reghe, cam și la cum îi simțim noi păsteliști, a ieșit și meme din pușcărie, deci sunt doi fuși pușcăriași pe cai mari în momentul de față la conducerea Stelei, cu toată ambiția și toată ura înainte. Nu văd cine ar putea să stea în calea Stelei în aceste etape. În orice caz, nu Chiajna, nu Voluntariu, care și-a luat punctele de la Timișoara ca să nu mai combată probabil cu Steaua, și cu atât mai puțin ieșii lui Nicolo Napoli în ultima etapă a sezonului regulat. Ne întoarcem după o pauză. O să ne întoarcem la fotbal, dar aș face o escală scurtă deocamdată spre tenis. Până atunci citeam o știre care o văd pe gândul.info. Un avion de pasageri al companiei Blue Air, care zbura de la București la Liverpool,
ar fi aterizat luni de urgență pe aeroportul britanic din cauza unor probleme tehnice. Așa. Ia să vedem. Nu s-a întâmplat până la urmă mare lucru. Piloții au semnat la problema unul dintre motoare, stare de urgență, dar până la urmă lucrurile se pare că au decurs normal. Era un zbor de la București spre Liverpool. A aterizat pe aeroportul John Lennon din Liverpool fără incidente, deși starea de urgență fusese declarată. Dar plus de peur că de mal, cum ar spune francezii, n-a aterizat forțat la Marsilia. Ăsta era avionul portughez pe vremuri, rămăsese titlul dat bombastic așa doar ca să sperie și mai multă lume. A aterizat la Liverpool și nu la Marsilia, acolo unde chiar avea să ajungă, era până la urmă destinația sa. Tenis, spuneam, astăzi a început turneul de la Dubai pe suprafață dură în Emiratele Arabe Unite, unde Simona Halep este favorită numărul 1 și este exceptată de la primul tur. S-ar putea să joace abia poi mâine Simona Halep. Există și calificări în acest turneu. Jaroslava Zvedova, de exemplu, a bătut-o astăzi pe Denisa Alertova 8-6 în tiebreak-ul decisiv. Jucătoarea din Kazahstan s-a calificat pe tabloul principal, la fel ca și bulgăroica Pironkova în fața nemțoaicei Fridsdam. Meciuri interesante oricum, chiar și în calificări de nivelul unui turneu de tip St. Petersburg, câștigat duminică de Roberta Vinci în finală cu Belinda Bencic. A fost o surpriză acolo. Chinezoica Zheng, cea care a trecut 3 tururi la Melbourne, s-a calificat și ea, eliminând-o pe Varvara Lepchenko din Statele Unite în calificări. Cepelova din Slovacia a bătut-o pe Matic Sands în 3 seturi. Pe tabloul principal astăzi, Brangel din SUA a bătut-o pe Elena Makarova 6-4-7-5. Andreea Petkovic s-a plimbat pe teren cu frumușica italiancă Giorgi, 6-2-6-1 pentru Petkovic. Cristina Mladenovic are 6-2-5-4 cu Lidia Tsurenko din Ucraina, însă franțuzoica așa complicat soarta în acest al doilea set. Avea 5-3 și servea pentru meci, a fost brecuită de Tsurenko, așa că deocamdată partida nu este tranșată. Urmează să înceapă peste un sfert de oră meciul între Carolin Garcia și Ana Carolina Șmiedlova din Slovacia. Apoi Iulia Gheorghes cu Svetlana Kuznetsova și în fine Carolina Pliskova cu Coco Van de Veghi sunt partidele programate astăzi la Dubai. Un turneu de tradiție, sigur, pentru această perioadă. Urmează cel de la Doha, sunt 2 turnee la care Halep a decis să participe. Românca ar putea să joace în turul al doilea, adică în optimile de finală, cu Ana Ivanovici, dacă sârboaica va trece în primul tur de rusoaica Daria Gavrilova. O să vedem acest lucru în zilele următoare. Deocamdată nu invadăm mai mult acest teritoriu al turneului de la Dubai, pe care o să-l urmărim în fiecare zi cu rezultate adaptate în timp real. Așa cum am făcut-o și data trecută, săptămâna trecută, cu turneul de la Sankt Petersburg. 2 vorbe și despre rugby. A fost etapă în turneul celor 6 națiuni în acest weekend. 2 etape așadar în 2 weekenduri consecutive. Urmează o săptămână de pauză până când se va încinge și etapa 3-a. Rezultate mai degrabă așteptate. Franța a învins Irlanda cu 10-9 la Paris, după ce francezii au făcut o repriză a doua destul de bună, 7-0, irlandezii conducând cu 9-3 la pauză. A fost o țurcă în prima repriză, niciun eseu marcat, francezii n-au jucat nimic, au o echipă tânără și totalmente neatractivă și neexperimentată. Însă în repriza a doua, francezii au reușit, împotriva oricărei logici, cu 10 minute înainte de final, să marcheze un eseu pe care l-au transformat, neanunțat de nimic. Acest eseu, 1-0 a fost la eseuri pentru Franța, care s-a impus
la fel de chinuit cum a făcut-o și în prima rundă cu Italia, 23-21 și acum 10-9 cu Irlanda. Țara Galilor, care făcuse egal în Irlanda, a dominat Scoția acasă, dar destul de greu, 27-23. Scoția are două bătăi pierduse și cu Anglia în prima etapă și în fine ieri, după amiază, Anglia a câștigat în Italia cu 40-9. Este primul rezultat net înregistrat în acest turneu, precedentele 5 meciuri fiind toate încheiate pe muchie de cuțit. Rar s-a mai întâmplat așa ceva. Nivelul rugby-ului european a scăzut enorm. De aici vine acest echilibru. Deci Franța-Italia, 2 puncte diferență. Scoția-Anglia, 6 puncte diferență pentru englezi. Irlanda-Țara Galilor, egal. Franța-Irlanda, 1 punct diferență. Țara Galilor, Scoția, 4 puncte diferență. Până când, în fine, s-a făcut scor 9-40 Italia-Anglia. În clasament, așadar, după două runde, Anglia și Franța au punctaj maxim, 2 victorii, 4 puncte, Țara Galilor 3 puncte, Irlanda un singur punct, Scoția și Italia au pierdut primele două meciuri. După o săptămână de pauză, în 27 februarie, deci în ultimul weekend al lunii, Anglia joacă acasă cu Irlanda, un meci într-adevăr interesant, iar Țara Galilor primește Franța. Galezii ar trebui să câștige în mod normal, dar n-au convins nici ei meciul de pe teren propriu cu Scoția, totuși, la un asemenea nivel încât să se spună că sunt cert favoriți. Sunt favoriți, pe Franța practic ar trebui să-i batem și noi în momentul de față, dar totuși cu amendamentul că nici galezii n-au arătat încă mai nimic în cele două partide. Și în fine, codașele clasamentului, Italia și Scoția se vor întâlni. Italienii au jucat bine cu Franța, nu meritau să piardă. Fața englezilor, sigur că diferența era totuși prea mare. Scoțienii la fel, au jucat destul de bine în ambele meciuri. Adică au fost învinși greu de Anglia, să iei doar 15 puncte, un singur eseu au marcat englezii în meciul cu Scoția, dacă nu mă înșel, să verific. Poate că totuși au dat două până la urmă. Două eseuri, da. Au luat două eseuri acasă cu Scoția, adică acasă cu Anglia, și au pierdut la 4 puncte diferență în Țara Galilor, reușind totuși să marcheze 23 de puncte în această partidă. Era 13-10 pentru Scoția la pauză în Țara Galilor. Galezii câștigând repriza a doua la 7 puncte și întorcând rezultatul. De notat că totuși Scoția a reușit în prima repriză o încercare transformată, două lovituri de pedeapsă, așa s-a ajuns la 13 puncte, pe care în repriza a doua au mai avut un eseu transformat și el. Și totuși au dat două eseuri scoțienii în deplasare în Țara Galilor. Deci în runda a treia derbiurile sunt Anglia-Irlanda și Țara Galilor-Franța. În runda a patra, care va fi iarăși după o săptămână de pauză, adică două săptămâni între runda a treia și a patra, meciurile tari sunt Irlanda nu joacă cu Italia în runda a patra, nu, Anglia-Țara Galilor este derbiul etapei a patra și se joacă Scoția-Franța și în runda a cincea avem Franța-Anglia și Irlanda-Scoția. Acest Franța-Anglia în ultima rundă, sigur, cu puțin noroc ar putea să fie un meci decisiv. Bun, ne întoarcem la fotbal astăzi, pe lângă faimosul Concordia Steaua de la 20-30, triplu difuzat, sigur, la noi. Nu mai avem alte partide, întrucât niciunul dintre campionatele puternice nu se joacă astăzi. Avem în Liga 2 în Franța și în Germania meciuri, dar nu în prima divizie. Așadar, putem să vorbim un pic despre campionatele externe, de exemplu în Premier League, unde, atenție, weekendul viitor nu este programată etapă, sunt meciuri de cupă, deci va fi o pauză, clasamentul va încremeni timp de două săptămâni, practic, 12 zile începând de astăzi. Au fost meciuri, într-adevăr, la vârf în acest weekend. Leicester a pierdut în minutul 95 pe terenul lui Arsenal cu 2-1 după ce a condus un penalti al lui Jeremy Vardy pe finalul primei reprize.
După care Simpson a fost eliminat în minutul 54, a primit două galbene într-un interval de 5 minute fundașului Leicester. Cu un om în plus, Arsenal l-a introdus în teren pe Walcott în minutul 61, după ce renunțase și la Koscielny la pauză, înlocuit cu Chambers. Încet, încet, echipa lui Wenger a preluat conducerea meciului. Walcott și Welbeck au reușit să marcheze, ultimul marcând practic în ultima secundă a partidei. O victorie totuși norocoasă pentru Arsenal, care o plasează la doar două puncte în spatele lui Leicester, pe poziția a treia, pentru că Tottenham a câștigat pe terenul lui Manchester City. În mod normal, Manchester City a pierdut campionatul cu această înfrângere. Nu văd cum ar mai putea să se întoarcă situația în favoarea lor. Harry Kane a deschis scorul dintr-un penalty totuși ușor acordat lui Tottenham. A fost o decizie a arbitrului Clattenburg, arbitru internațional, bizară. Un penalty transformat de Harry Kane. Iheanacho a egalat pentru Manchester City la câteva minute după ce a intrat pe teren. Eriksen, din pasa lui Eric Lamela, a marcat în 83 pentru Tottenham. Echipa lui Mauricio Pochettino, fiind pe poziția a doua a clasamentului după un sezon absolut remarcabil, au 5 victorii la rând cei de la Tottenham, sunt la 2 puncte de Leicester. Urmează o etapă de cupă, spuneam, după care în ultimul weekend al lunii februarie, meciuri care n-ar trebui să modifice ierarhia, Leicester joacă acasă cu Norwich, o echipă modestă aflată pe poziția 17-a, și ar trebui să-și păstreze măcar încă o etapă primul loc. Tottenham întâlnește pe Swansea, a 16-a clasată, iarăși în perspectivă un meci facil. Arsenal însă joacă pe terenul lui United, un meci de orgoliu, 10 puncte separă totuși cele două echipe în favoarea trupei lui Wenger. Manchester City se deplasează la Newcastle, la meciul este anulat pe data de 28 februarie, urma să se joace, este anulat din cauza finalei Cupei Ligii, pe care Liverpool și Manchester City o vor susține. Atenție, deci nu vor juca aceste echipe, Liverpool cu Everton și Manchester City cu Newcastle, meciul este anulat din etapa viitoare. Așadar, vor mai pierde teren în clasament cele două echipe, erau meciuri interesante astea. Că tot am vorbit de Liverpool, un 6-0 pentru oamenii lui Jurgen Klopp pe terenul managerului francez Rémy Gard. Iată, neamțul l-a învins pe francez cu 6-0. Liverpool n-avea nevoie, sigur, de acest succes atât de net pentru a scoate capul în clasament, pentru că tot 3 puncte înseamnă, dar e o victorie mai degrabă de palmares, adică de istorie. Peste ani, când se va spune că Liverpool a bătut la Villa cu 6-0, va fi perceput ca un mare rezultat. 6 marcatori diferiți au fost: Sturridge, Milner, Chan, Urighi, acesta la un minut după ce a intrat pe teren, Klein și Kolo Touré. 6 marcatori. Gard a spus după meci că este pur și simplu rușine de ceea ce s-a întâmplat. Villa are șanse de salvare doar teoretice, însă are șanse, pentru că este la doar 8 puncte de Norwich, o echipă care în principiu nu mai bate pe nimeni până la sfârșitul campionatului. Villa are acest atu, dacă poate fi numit așa, că cele 3 sau 4 echipe de dinaintea ei, Swansea, Norwich, Newcastle și Sunderland, nu pot practic să câștige niciun meci. Și atunci, dacă ei ar mai reuși să mai adune câteva victorii, mai trebuie vreo 3-4 succese celor de la Aston Villa, greu de crezut. Ar putea totuși să se salveze de la retrogradare. Vine un Stoke City Aston Villa, oarecum accesibil totuși pentru Villanși, oarecum accesibil. Deci cam asta a fost istoria în Premier League în această etapă, denotat sigur și acest 5-1 al lui Chelsea pe teren propriu cu Newcastle, o victorie netă, era 3-0 după 17 minute, Costa, Pedro, Willian, pe care Pedro și acest remarcabil Bertrand Traoré, introdus în minutul 60 în locul lui Diego Costa, au dus scorul până la 5-0. Noua achiziție, Andros Townsend, venit de la Tottenham, unde nu juca, a marcat pentru Newcastle în minutul 90. 5-1 pentru Chelsea, care mâine joacă pe Parc des Princes cu Paris Saint-Germain în optimile Ligii Campionilor.
Sunt două meciuri mâine în Liga Campionilor. De asemenea, un insipid Benfica Zenit Sankt Petersburg. Și de asemenea, tot mâine avem un meci în Europa League 16, un meci avansat între Fenerbahce și Lokomotiv Moscova. Greu de privit, evident, acest meci. În Bundesliga, o etapă unde Bayern și Dortmund au câștigat. N-aveau în față niște adversari de mare calibru, e adevărat. Am anticipat că nu va fi o problemă. Totuși, Dortmund s-a mulțumit cu puțin. 1-0 acasă cu Hannover, poate scoțând din țățâni niște pariori. Un singur gol al lui Mkhitaryan în minutul 57 după o pasă al lui Reus. Mkhitaryan și-a revenit în ultima vreme, iarăși a devenit profitabil. Hannover, ultima clasată, a depus însă armele un pic mai greu decât ne-am fi așteptat. O bubuială, cum foc de artificii ar fi trebuit să fie la Dortmund. Până la un singur gol. Pentru Borussia Dortmund să contează punctele, 13 mai mult decât ocupanta locului 3, Bayer Leverkusen, care încet încet își revine, a bătut la Darmstadt cu 2-1 după ce a fost condusă cu 1-0 și împarte locul al treilea cu Hertha Berlin, care a fost învinsă în acest weekend după 3 egaluri consecutive la Stuttgart cu 2-0. Bayern s-a mulțumit și ea cu foarte puțin, așa cum face în ultima perioadă, a bătut la Augsburg cu 3-1, este un rezultat însă subțire. Chiar dacă poate să pară clar, Bayern a condus cu 3-0, două goluri Lewandowski și unul Thomas Müller. Bobadilla a redus din diferență pe final pentru gazde, însă bavarezii n-au jucat mare lucru. S-ar fi mulțumit și cu o victorie la limită cu Augsburg, care este la un singur punct de barajul de rămânere sau de retrogradare din Bundesliga. În alte rezultate de notat în această etapă, înfrângerea lui Gladbach la Hamburg 3-2, care o îndepărtează pe Borussia de poziția a treia. Este pe 7 Gladbach, la 3 puncte însă de Leverkusen. Pentru locul 3, care duce direct în Champions League, se bat în momentul de față 5 echipe, dacă nu chiar 6. Leverkusen, Hertha, Schalke, Mainz, Gladbach și posibil Wolfsburg, care este la 5 puncte de locul al treilea și care a câștigat în acest weekend extrem de clar 2-0 acasă cu Ingolstadt, o partidă la îndemână pentru Wolfsburg. De notat înfrângerea lui Schalke la Mainz 2-1, o victorie care o plasează pe Mainz pe poziția 6-a, însă la doar 2 puncte de locul 3 deținut de Bayer Leverkusen. În Serie A a fost o etapă marcată de derbiul Juventus-Napoli, tranșat în 88 de gazde. Juventus nu se mai oprește din victorii, chiar dacă în ultima vreme a început să câștige la Inter, așa, la un singur gol diferență. Zaza a marcat în 88. Napoli era lider dacă meciul s-ar fi terminat la egalitate. Însă, opinia generală este că acest derby vine un pic prea devreme în sezon. Mai sunt totuși până la final 13 meciuri. Juventus nu are decât un singur punct avans. Încă se poate întâmpla orice. Da, a ieșit meme de la pușcărie, dar asta anunțasem și de mai devreme că era iminent. O să vedem dacă s-a reeducat. Dacă începe iarăși conferințele alea de presă pe care le făcea și înainte, înseamnă că l-au eliberat degeaba. Să ne întoarcem la Juventus cu Napoli. Spunea marele derby al campionatului italian, care o frânează pe Napoli. Aceasta n-avea decât două bătăi în 24 de meciuri. Dar sigur a pierdut într-un moment în care n-ar fi trebuit să o facă. Juventus are 18 succese în 25 de meciuri. Aproape ne vine să spunem că aceste victorii sunt consecutive. Atât de des câștigă Juventus. Și în sfârșit preia pentru prima dată de la începutul sezonului șefia clasamentului după 25 de etape. Fiorentina a câștigat în minutele de prelungire acasă cu Inter 2-1 după ce a fost condusă. Un puchio gol al lui Babacar în minutul 95. Fiorentina totuși este la 7 puncte de Napoli. Nu are practic nicio șansă să obține mai mult decât acest loc 3, pentru care se bat și Roma, și Inter, și Milan. Toate acestea cu posibilitatea de a o depăși pe Fiorentina. Bun, Inter este în pierdere de viteză, a fost lider multă vreme, este la 12 puncte de Juventus în momentul de față și acumulează contra performanțele
Noroc că vine un meci acasă cu Sampdoria. Pentru Inter, Milan este de urmărit din ce în ce mai serios, după încă o victorie în acest weekend 2-1 acasă cu Genoa, dar mai clară, practic, decât o arată scorul, genovezii marcând în ultimul minut. Urmează Napoli-Milan, totuși. Dacă Milan nu pierde la Napoli, atunci, într-adevăr, este echipă solidă. Dar și dacă pierde, poziția 6 apare să fie a sa, pentru că Lazio este deja la 7 puncte în urmă, iar adversarele tradiționale ale lui AC Milan în ultima perioadă, gen Sassuolo și Empoli, s-au scufundat până la urmă și nu mai emit pretenții. Niciuna dintre ele n-a câștigat niciun meci în ultimele 5 etape, vorba de Sassuolo și de Empoli. În schimb, să notăm a doua victorie în ultimele 3 etape pentru Frosinone, 2-1 pe terenul lui Empoli. Frosinone la 3 puncte de salvarea de retrogradare. Cele două echipe din Genova, Sampdoria și Genoa, care n-au mai bătut pe nimeni de 5 etape, sunt doar la 3 puncte deasupra celor de la Frosinone. Frosinone joacă acasă cu Lazio pe 21 februarie, duminica viitoare, o partidă pe care, dacă va câștiga, atunci într-adevăr are șanse reale să scape de retrogradare. Juventus se deplasează la Bologna, meciul se joacă sâmbătă, sau 19 când pică, cred că e chiar, nu e vineri meciul, Bologna-Juventus este vineri, 19, meci avansat, asta pentru Liga Campionilor, pentru că Juventus va juca săptămâna cealaltă cu Bayern în Champions League. Apoi sunt meciurile de sâmbătă, între care un Inter-Sampdoria și, în fine, duminică vom avea restul etapei, care culminează cu derbiul Napoli-Milan. În Primera, fraților, în confrângere pentru amicul Costel Gâlcă, învins la Valencia de către celălalt loser al antrenoratului iberic, am numit pe britanicul Gary Neville. Acesta a reușit cu Valencia, așa cum anticipam și noi, să bată pe cineva, adică pe Gâlcă. Espanyol a fost o bucată de vreme în retrogradare, cel puțin până Sevilla a reușit să deschidă scorul în meciul cu Las Palmas, în această etapă, câștigat până la urmă de sevillani cu 2-0. Dar până nu s-a jucat acest meci, până nu a marcat Sevilla, adică la începutul reprizei a doua, Las Palmas era peste echipa lui Gâlcă, care ar fi dormit în retrogradare în acest weekend. Până la urmă, victoria celor de la Sevilla i-a lăsat pe Espanyol pe 17. Barça a bătut cu 6-1 pe Celta și trebuie să spunem că după înfrângerea din tur, când Celta câștigase cu 4-1, Barça într-adevăr a făcut show acasă, deși s-a urnit greu și era 1-1 la pauză, a reușit să dea în repriza a doua 5 goluri. De notat, penaltiul gratuit primit de Celta, iată, este un lucru atât de rar încât merită subliniat. John Guidetti n-a fost practic faultat de Jordi Alba în careu. Arbitru a acordat penalti, nu prea înțelegem cum, este un fel de legea compensației alea. Barça primise tone de penaltiuri gratuite. Sigur că în repriza a doua Barça a avut 11 metri. Nevalabil golul. Messi, pasându-i un pic în față lui Suarez, acesta a marcat nevalabil, întrucât era în suprafața de pedeapsă în momentul în care Messi a lovit mingea, dar nu era treaba arbitrului să anuleze Barcelonei un gol, mai ales marcat în stilul lui Johan Cruyff în anii 70. Barça așadar câștigă cu 6-1, o tripla lui Suarez, Messi și Neymar au dat și ei câte un gol, Rakitic l-a marcat pe al șaselea, Atletico și-a văzut de drum și s-a impus în deplasare cu 1-0. Ce plictiseală de meci! Printr-un gol reușit de Fernando Torres în minutul 2 la Getafe, pe care nu s-a mai întâmplat nimic tot meciul. Real Madrid a bătut pe Athletic Bilbao 4-2. Cristiano Ronaldo a reușit o dublă în această partidă. Bilbao a marcat golul 2 în minutul 90. Asta după ce Real Madrid a rămas în 10 oameni ca urmare a expulzării lui Rafael Varane, modest Varane în acest meci. Real își face norma de goluri, 4
pe teren propriu și în ciuda celor 6 marcate de Barcelona are în continuare cu 8 goluri mai mult decât rivala sa. Lucrurile par să fie bătute în cuie în Spania între aceste 3 echipe, deși din când în când o mai zbârcesc. Urmează restanța, faimoasa restanță Gijón-Barcelona de miercuri la 19:30. Barça are în sfârșit posibilitatea nu numai să aducă la zi calendarul, dar și să se desprindă decisiv. O victorie ar însemna 60 de puncte, asta înseamnă cu 6 mai mult decât Atletico și cu 7 mai mult decât Realul lui Zinedine Zidane. Realul măcar s-a debarasat de Villarreal, care este în momentul de față la 5 puncte în spatele său, mai poate să respire un pic și Realul cu această ocazie. După care în weekend urmează o nouă etapă, Barça se deplasează 3 zile după restanța de la Gijón pe terenul celor de la Las Palmas. Deci Barça joacă în acest interval de 3 zile săptămâna aceasta la locurile 16 și 18. Atâta doar că în deplasare, de când a plecat Guardiola, Barcelona nu mai joacă nimic. În orice caz nu cu Luis Enrique, așa că meciurile sunt mai echilibrate decât par pe hârtie. În rest avem Malaga Real Madrid, se joacă duminică de la ora 17 după Marseille Saint-Étienne pe Digisport 1. Am văzut OM Saint-Étienne de la 15 și Malaga Real Madrid de la 17 duminica viitoare, 21 februarie, iar Atletico de Madrid încheie etapa acasă cu Villarreal. E un meci interesant ăsta, pentru că și Villarreal are un parcurs de campioană. 4 înfrângeri doar în 24 de meciuri, atât cât are și Atletico de Madrid, cu o singură înfrângere mai mult decât Realul. Da, ăsta e un meci care într-adevăr mai poate bulversa un pic partea superioară. Un meci egal al lui Atletico acasă cu Villarreal iar permite Realului, iar probabil că va câștiga la Malaga, să treacă pe poziția a doua. Vorbim și despre Liga înainte de a aborda și alte subiecte. În Liga, în această etapă, denotat semi-eșecul lui Paris Saint-Germain, 0-0 acasă cu Lille. Vă spuneam înainte de acest meci că la un moment dat tot se va întâmpla. N-a fost cu Lorient, până la urmă s-a întâmplat cu Lille. PSG fără Zlatan Ibrahimović, nereținut în lot, a făcut 0-0 cu Lille, al patrulea rezultat de egalitate în acest sezon pentru PSG, care are 22 de victorii și 4 egaluri. Numai că Monaco, necâștigând pe terenul celor de la Saint-Étienne, diferența de 24 de puncte rămâne în favoarea lui PSG. N-au câștigat nici urmăritoarele, Saint-Étienne sau Nice, și ele au terminat la egalitate. Nice 1-1 cu OM, Saint-Étienne, spuneam, 1-1 cu Monaco. Monaco a egalat în minutul 84, un puchion gol al lui Wagner Love, brazilianul marcând primul său gol de când joacă în Franța. Lyon la al treilea succes cu 3 goluri diferență consecutiv, după Bordeaux și Angers a venit rândul lui Caen să piardă la scor la Lyon, scor 4-1. Urmează însă deplasarea la Lille pentru lionezi, un meci într-adevăr interesant, pentru că Lille abia 13-a nu își permite să piardă, n-a mai pierdut de 4 meciuri totuși Lille. O partidă pe care dacă Lyon o pierde, n-a făcut nimic, pentru că diferențele sunt mici în Franța, între locul 3 și locul 11 sunt doar 5 puncte diferență. Oamenii lui Mitchell s-au mulțumit aseară la Nisa cu un rezultat de egalitate 1-1, bun pentru statistică, bun pentru Mitchell care ține la CV-ul ăsta a lui, 9 meciuri consecutiv în deplasare pentru OM fără înfrângere în Liga. Marseille n-a mai pierdut afară din 4 octombrie 2015, înfrângerea de la Paris în etapa 9-a, și va mai trebui să treacă ceva timp, pentru că săptămâna asta avem 2 meciuri acasă, cu Bilbao în Europa League și cu Saint-Étienne în campionat, pe care vine returul de la Bilbao și abia apoi duminică 27 sau 28 februarie, 28 e duminică, 28, în ultima zi a lunii februarie, OM se deplasează la Gazelec Ajaccio, aflată într-o derută colosală în momentul de față, deci se mai lungește un pic această lungă listă a meciurilor fără înfrângere în deplasare, dar ce folos dacă echipa nu bate acasă. OM este pe locul 3 în clasamentul din deplasare al meciurilor jucate
în deplasare, este pe 3, dar pe teren propriu se află în zona retrogradării. Și în aceste condiții nu ocupă decât un loc 11, este a 18-a echipă pe teren propriu Olympic Marseille, cu doar două succese înregistrate în acest campionat, cea mai slabă serie din istorie pe Stade Vélodrome, asta când se profilează, spuneam, exact meciurile cu Bilbao și cu Saint-Étienne pe teren propriu. Tot astăzi am aflat despre OM că va juca sfertul de finală cu Granville în Cupa Franței la Caen, până la urmă, acolo unde s-a impus deja de două ori în acest sezon, odată în cupă și odată în campionat, cu echipa din localitate, care va fi obligată să-și schimbe data meciului cu Monaco. Cupa are prioritate în fața campionatului, pentru că pe 2 martie se va juca, nu, pe 3 martie, pardon, Granville-Marseille, în sferturile cupei. A doua zi, vineri, este programat un Caen-Monaco, care nu se mai poate juca pentru că terenul nu suportă două meciuri în 24 de ore și va trebui să modifice data partidei respective cu AS Monaco. Dar mai avem până atunci, mai sunt niște meciuri de jucat, vreo 4 până la acea întâlnire de cupă pentru toată lumea. Este timp suficient și pentru discuții. Ne întoarcem după o pauză. Asta cu eliberarea lui Meme Stoica din pușcărie, și a ieșit Meme din pușcărie, asta vreau să spun, este ca bucuria echipei care promovează din Liga 2 în Liga 1. Adică e o bucurie stranie, bizară și care până la urmă ce face? O iei de la zero. Da? Nu ți-aduce nimic spectaculos. Să nu uite Meme că un om care vine din Liga 2 în Liga 1 nu este decât la începutul drumului și că te poți întoarce oricând la pușcărie. Asta cu ești un om schimbat nu credem, mai ales că încă o dată pușcăriașii noștri au fraudat și în pușcărie. Deci Meme iese tot ca un infractor, am curajul să o spun, întrucât lucrările lui nu erau științifice. Și cu atât mai puțin greva foamei nu era justificată. Deci el a mințit și a furat și în pușcărie, nu sprijinindu-se pe lege, că legea nu asta spune. Scriind o carte, câștigi 30 de zile și ești mai repede. Dacă scrii o carte care să însemne ceva. Ori el și cu acoliții lui, care și-au dat girul pentru ieșirea din pușcărie, n-au făcut altceva decât să contribuie la această mizerie generală. Meme ne-a demonstrat clar că este un pușcăriaș adevărat în această perioadă. Nu s-a schimbat cu nimic și, din potrivă, a fost și el unul dintre cei care au fraudat sistemul. Vă dați seama, în aceste condiții, ce poate să ne spună un om de două ori hoț? Odată pentru că a fost condamnat definitiv într-un dosar cu cântec și a doua oară pentru că iese tot ca urmare a unei fraude. Statisticile lui legate de Europa League sunt penibile. N-au nicio legătură cu vreo literatură sau cu vreo anume dovadă de dreptare. Este o rușine faptul că el a publicat niște cărți de doi bani cu niște concluzii pe care le trăgea și nu l-asculta nimeni și la Digisport. Aceleași stupizenii. E, asta nu te poate mă elibera din pușcărie. Da? O vorbă goală publicată, de fapt la limita publicării, da? Și aia cumpărată nu este normal. Să nu uite însă că într-o lume ca cea de astăzi, mai deschisă ca oricând, te poți întoarce în pușcărie foarte repede. Te poți întoarce în pușcărie. Uite, Gigi, de exemplu, este acuzat astăzi și s-a deschis un dosar penal și pentru mărturie mincinoasă în cazul Popoviciu. E sigur o altă istorie, dar nu înseamnă că asta îl va readuce în pușcărie, dar demonstrează încă o dată ce fel de om este. Bun, ne întoarcem la fotbal. Palermo, după ce a avut 5 zile ca antrenor pe Giovanni Bozzi, acesta a pierdut lamentabil 3-1 acasă cu Toro în ultima etapă, l-a schimbat pe Bozzi și 5 zile a fost ăsta antrenor la Palermo. A revenit Beppe Iachini, dat afară în urmă cu 3 luni. Este al 6-lea antrenor la Palermo în acest sezon. Sicilienii n-au mai bătut pe nimeni de 4 etape. Sunt pe locul 15 în Il Calcio, la 4 puncte de prima retrogradabilă.
Deci asta ar fi situația la ei. Ne întoarcem un pic la tenis, doar ca să vă reamintesc în turneul de la Dubai, Cristina Mladenovic s-a calificat în turul al doilea, a reușit să treacă de Lidia Tsurenko din Ucraina la tiebreak în setul al doilea, tiebreak câștigat de franțuzoica de origine sârbă cu 7-1. Deci calificată Mladenovic în turul al doilea, unde va juca cu învingătoarea dintre Carolina Plișcova și Coco Van de Veghi. Un turneu serios, chiar dacă lipsesc Serena Williams și Angelique Kerber, primele două jucătoare în clasamentul mondial. Pe lângă Simona Halep avem și pe Garbine Muguruza, favorită numărul 2, pe Petra Kvitova, favorită 4, care își cunoaște adversarul în optimile de finală, va fi americanca Brangle, și pe Slută. Sluta este favorită 3, calificată și ea direct în optimi, unde s-ar putea să o întâlnească pe Caroline Garcia, dacă aceasta respectă calculul hârtiei și trece de slovaca Schmiedlova. Meciul se joacă în acest moment, setul 1-2-1 pentru Schmiedlova, servește Caroline Garcia. Ne întoarcem la fotbal. În acest weekend în Franța, o afacere de proporții a zguduit din temelii Ligue 1, dincolo de rezultatele terne din campionat, o afacere internă la Paris Saint-Germain, un clipuleț, un clip video filmat de fundașul dreapta ivoarian Serge Aurier, împreună cu un amic de-al său din copilărie. Bine, în acest interviu Serge Aurier îl face praf pe Laurent Blanc, spunând despre el că este un fiot. Asta în traducere mot-a-mot ar fi un fel de homosexual, dar termenul are mai multe sensuri și în practic înseamnă un fel de om de nimic, un jeg uman, cam așa s-ar traduce, este o expresie dură în franceză, un fiot. Sigur că astăzi toate clipulețele fotbaliștilor și în general ale tutelor ajung în spațiu public. S-a aflat imediat de clipul respectiv, unde își bate joc de Zlatan. Termenii sunt foarte duri la adresa lui și a lui Laurent Blanc. Își bate joc de Van der Ville, își bate joc de Sirigu. Acum, sigur, sunt multe de spus. În primul rând, Paris Saint-Germain a trebuit să intervină cu un comunicat oficial. L-a îndepărtat din lot provizoriu pe Serge Aurier. Acesta probabil că nu va mai juca niciodată pentru PSG și cu siguranță nu mâine împotriva lui Chelsea. Van der Ville așadar are culoar liber pe dreapta la apărarea lui PSG într-o primă fază, dacă nu cumva va juca Marquinhos la un moment dat, că e posibil și acest lucru. Va fi vândut sau pur și simplu dat afară Serge Aurier? Ideea este aici mai degrabă de ipocrizie. Noi știm cu toții, și am mai spus-o de altfel de atâtea ori, și în cazul lui Laurent Blanc, dar și al altora, nu e până la urmă foarte diferit de alte situații. Așa cred într-adevăr jucătorii despre antrenorii lor. Da, cei mai mulți. În cazul lui Blanc, evident, toată echipa lui Paris Saint-Germain crede același lucru despre el. Faptul că el tocmai și-a prelungit contractul pentru că are un patron care nu se pricepe la fotbal, asta e o treabă. Dar încă o dată, nu înseamnă că dacă ai succes, adică ai niște rezultate favorabile, ești antrenor. Sunt absolut convins că așa crede toată lumea despre el. Numai că lucrurile astea nu se spun. Da? Și nu poți să te prezinți și să zici, bă, tată, uite ce cred eu despre antrenori și despre coechipierii mei. Este valabil, am văzut și în cazul Valbuena Benzema, tot în Franța, apropo de relațiile pe care le au între ei jucătorii de top, vedetele. Sigur că nu se apreciază, sigur că cred cei mai rău unii despre alții, pentru că până la urmă ei sunt în concurență și nu sunt prieteni. Joacă din întâmplare la același club, joacă pentru bani, sigur că puține lucruri îi aduc împreună și fiecare vine cu tarele copilăriei sale, cu educația lui, cu modul în care vede lucrurile. Aurier ăsta câștiga mai bine de 100 de mii de euro net pe lună. E bine, în condițiile astea el era nemulțumit totuși de soarta pe care o are la Paris Saint-Germain, deși dacă n-ar fi fost fotbalist, ar fi fost delicvent. Adică
lucrurile sunt foarte clare aici, în fotbalul ăsta profesionist. Jucători care câștigă niște sume uriașe fără să le merite și care, de fapt, asta cred ei despre cei care îi plătesc, despre mediul în care se află. Mă surprinde faptul că nu l-a înjurat un pic și pe el Chelaifi, care spuneam când a venit la Paris, patronul catarez al clubului, nu știa dacă fotbalul se joacă cu o minge ovală sau rotundă, au povestit jurnaliștii francezi. Dar asta era chiar real. El ezita, nu era foarte sigur. Se joacă cu o minge rotundă sau ovală. Bun, nici Gigi, mă dat seama când vindea brânză la obor în mod ilegal și venea miliția și l-a lungat de acolo, nu era foarte convins că fotbalul se joacă cu o minge rotundă. Deci nu e mare surpriză asta că ăsta venise din Qatar și era bâtă. Dar așa stau lucrurile în fotbalul mare astăzi, cu totul și cu totul ambalat într-o ipocrizie dintre asta fără margini. Ne întoarcem după o pauză. Ne-am întors în direct. Se pare că John Terry și cu Oscar sunt disponibili pentru meciul de mâine dintre Paris Saint-Germain și Chelsea. Un hit deja al Ligii Campionilor, a treia oară la rând, în trei ediții consecutive când cele două echipe se întâlnesc. John Terry este Dumnezeul lui Chelsea, chiar dacă în vară este la sfârșit de contract. Plecarea lui nu este o certitudine, întrucât la presiunea publicului el ar mai putea să semneze încă 125 de ani cu Chelsea. Cu toate astea, John Terry rămâne incert pentru meciul de la Paris, primul meci adevărat pentru Paris Saint-Germain în acest sezon. În rest, în campionat e fudulie, iar până acum în Liga Campionilor meciurile cu Real Madrid au fost prost negociate, Paris Saint-Germain nereușind să marcheze în cele două jocuri, de unde n-a luat decât un punct. Deci nu e mare lucru. Ăsta este primul meci adevărat al parizienilor. De notat că Jurgen Klopp a făcut deja un transfer pentru la vară. Joel Matip a fost angajat, un jucător de origine cameruneză care este format însă la Schalke 04. Va juca la Liverpool din vară, el va veni liber de contract. Schalke n-a mai reușit să-l țină, un contract pe 4 ani cu FC Liverpool, care în principiu nu va juca în cupele europene sezonul viitor, deși este în finala Cupei Ligii, să notăm acest lucru, unde va juca cu Manchester City. Nu este favorită Liverpool, dar dacă va pierde acea partidă, atunci cu siguranță nu va juca în cupele europene în sezonul viitor. Sigur, Liverpool nu joacă rău cu Granzi în acest an, dar totuși o finală rămâne o finală. Nu știu dacă Manchester City își va permite să-l primească pe Guardiola cu dinaintea goală, echipa riscând să nu joace în Champions League în sezonul viitor, la cât de prost merge în campionat în momentul de față. Ar fi interesant pentru Guardiola să înceapă munca practic de la zero. Tot în ceea ce privește fotbalul, în acest weekend s-a stins fostul internațional bulgar Trifon Ivanov la 50 de ani de un atac de cord, cunoscut iubitorului de fotbal și pieței fotbalistice în general pentru recitalul cu Germania la Cupa Mondială din 94, când am fost cu toții bulgari pentru o zi. Bulgaria a învins atunci Germania cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Mondialului, jucând fabulos, într-adevăr, Hristo Stoichkov, Dumnezeul lor atunci. Bulgarii au făcut atunci în 94 chiar mai mult decât am reușit noi, ajungând să piardă, e adevărat, o semifinală cu Italia, dar jucând un fotbal bestial și mai ales la meciul cu Germania, care era net favorită în sferturile de finală. Ivanov era fundaș central, lovea cu parul în timp ce degaja, dar avea și șut. A fost unul dintre oamenii cheie ai bulgarilor atunci, sigur a câștigat mai multe titluri naționale în țara sa. A murit din senin la 50 de ani, spuneam, într-o criză cardiacă, care sigur lasă și niște semne de întrebare în urmă, de exemplu dopingul, da, la modă în anii respectivi, și care pare să nu-l fi ocolit nici pe el, să spunem, pe șleau.
când sportivii, foștii sportivi, care totuși au un organism remarcabil, nu de oameni sedentari, și care sunt întreținuți bine pe toată durata carierei, se sting la o astfel de vârstă, lucrurile sunt destul de bizare, de regulă. Deci, autopsiile marilor sportivi decedați, fie că au fost cicliști, alterofili, atleți sau fotbaliști, spun cam același lucru. Organismul lor a fost până la urmă perturbat de substanțele ilicite pe care ei le-au folosit în carieră. Substanțele, hai să spunem, discutabile pe care le-au folosit. Sigur că nu toată lumea piere. Unii sunt mai rezistenți decât alții și ajung până la urmă, chiar dopați fiind, să moară de moarte bună. Bătrânezi liniștite, acasă, într-un pat din ăla simplu, specific oamenilor mari, oamenilor cu mulți bani, nu mă refer acum la ai noștri, ci în străinătate, unde se cunoaște valoarea banului și asta nu înseamnă că dacă ai fost un mare campion, trăiești într-un huzur dintre ăsta, ieși din comun, nu e cazul. Sunt foarte mulți sportivi care au trăit decent, câștigând sume imense, n-aveau robineți de aur atunci când se duceau să își scuipe mațele la 80 ceva de ani la toaletă. Nu, trăiau decent, până la urmă și-au construit cu decență o casă sau două, n-aveau foarte multe pe lângă ei, pur și simplu trăiau din agoniseala carierei de sportiv. Pentru că să trăiești într-o pensie din asta între ghilimele 30 de ani din ceea ce ai agonisit este remarcabil. Banii pe care i-ai câștigat în timpul activității, asta făceau cu ei. Nu-i cheltuiau pe tot felul de prostii. Au fost multe cazuri chiar de genul ăsta. Și s-au stins liniștiți în patul lor, deși, sigur, în timpul carierei au uzat de niște substanțe care la vremea respectivă erau în primul rând neidentificabile. Asta ar fi. La tenis, 4-3 pentru Jmiedlova cu Garcia, dar fără break în primul tur la Dubai. Vă reamintesc că Simona Halep este favorită numărul 1 a acest turneu, pe care ea speră să-l trateze la alt mod decât a făcut-o recent cu ultimele jocuri, unde, în special Australia Open, unde a fost eliminată în turul întâi, și apoi semi-eșecul de la Cupa Federației, unde a fost bătută acasă de Carolina Plișcova. Un turneu de unde Halep are însă și de pierdut, pentru că în cazul în care va ieși repede de pe tablou, nu va mai fi numărul 3 în clasamentul mondial. Un turneu care a demarat astăzi pe tabloul principal și unde, spuneam, sportiva din România așteaptă în primul rând rezultatul Ane Ivanovici din 16-imi pentru a ști exact care va fi adversara în turul al doilea. Ana Ivanovici urmând să joace abia mâine cu Daria Gavrilova în partida de debut. Asta ar fi la tenis, reamintindu-vă totuși că după acest turneu, practic imediat se va trece la Doha, care de asemenea este un turneu premium în tenisul feminin. Spuneam că astăzi nu sunt partide decât în diviziile inferioare, și în Anglia, și în Franța, și în Germania avem partide de Liga a doua. În Franța avem un Lens-Valenciennes, interesant pentru parior, dar nu numai. Meciul, ca de obicei, lunea pe Eurosportul francez de la 21:30. Lens, pentru prima dată în acest sezon, suntem în etapa 26-a, ar putea să ajungă pe podium sau, mă rog, la egalitate cu echipa de pe locul 3 și accesorial și cu cea de pe locul 4, dacă se va impune derbiul Nordului cu Valenciennes. Ar fi o performanță excepțională pentru Antoine Comboare. La un moment dat Lens n-avea nicio șansă să mai se întoarcă în elita fotbalului francez. Au probleme și de acționariat după ce azerul Mamadov i-a lăsat cu posterior în baltă. Gervais Martel, președintele istoric al lui Lens, încearcă acum să reconstituie puzzle-ul respectiv și să redevină bossul acestei echipe.
cu acordul Direcției Naționale de Control și Gestiune. Valenciennes, vecină geografic cu Lens, este la polul opus, are doar două puncte deasupra liniei roșii de retrogradare în Liga 3-a și n-ar prea avea chef să-mi piardă acest meci, o partidă așadar foarte interesantă, cum de altfel este și acest Nürnberg-Bochum în Zweite Bundesliga de la 21:15. De asemenea, meciul este pe Eurosport 2. Nürnberg-Bochum, așadar, Nürnberg este pe 3, are 5 victorii consecutive, Bochum este pe 6, n-a mai pierdut de 4 meciuri. Pentru Bochum, rezultat de egalitate n-ar fi teribil, dar o victorie ar aduce la doar 2 puncte de podium. Primele două promovează direct în Zweite Bundesliga. Această ciudată RB Leipzig este liderul ligii a doua germane, urmată de Freiburg, care totuși a pierdut 3 din ultimele 5 meciuri, și de Nürnberg în mare formă. Nürnberg ar fi în momentul de față la baraj cu Werder Bremen pentru promovare sau pentru rămânere în Bundesliga. Dar avem acest Nürnberg-Bochum foarte tare astăzi. Avem în Championship în Anglia un Leeds-Middlesbrough, Liga 2-a engleză. Așadar, Leeds locul 16 întâlnește pe Middlesbrough, care este pe 2, dar n-a mai câștigat de 4 meciuri. Primele două promovează direct, Hull City și Middlesbrough. În această situație, Middlesbrough, dacă bate, este liderul ligii a doua engleze. Și pentru Meme Stoica ar fi așa un clan d'œil, într-adevăr frumos acesta, că odată cu ieșirea lui de la pușcărie, Middlesbrough să revină pe prima poziție în Championship. Știe Meme cu siguranță de ce. Burnley, Brighton, Sheffield Wednesday și Derby sunt pe locurile de baraj în momentul de față în Championship. În campionatul Greciei, Skoda Xanthi, echipa lui Răzvan Lucescu, joacă cu Asteras Tripolis. Asta dacă nu l-au dat afară între timp pe Răzvan și l-am aflat noi, e posibil și asta. Skoda Xanthi are două victorii consecutive cu Iraklis și în deplasare cu Panathinaikos în campionat, deci pe cai mari. E adevărat, doar pe poziția 10-a din 16, dar a mai revenit un pic. Și în cazul în care se impune astăzi, este de văzut acest lucru, de urmări meciul cu Asteras Tripolis. O echipă de pe locul 6, care are 6 puncte mai mult decât Xanthi, nu e imposibil ca Skoda să câștige. Meciul ar începe la ora 19:30. E o pâine, sigur, și pentru pariori. De notat, dacă tot suntem la campionatul grec, prima înfrângere în acest sezon, după 22 de etape a lui Olympiacos, bătută de nou promovată AEK Athena, sigur, fosta mare campioană a Greciei din anii 80-90, AEK Athena a câștigat cu 1-0 meciul cu Olympiacos. În clasament, în momentul de față, Olympiacos mai are 16 puncte avans față de AEK. Avea 19 înaintea acestui meci. A fost un joc cu cântec, bineînțeles. Olympiacos a rămas 9 oameni în momentul în care Buona Notte a ratat pentru AEK cu 11 metri, după care Varga s-a marcat, practic a fost un penalti în doi timpi. Buona Notte a ratat, dar a marcat Vargas din penalti, așadar. Au rămas și atenienii cu un om mai puțin în ultimele minute. S-a jucat așadar 10 contra 9, ultimele 10 minute cu tot cu prelungiri. O victorie, sigur, de palmares pentru AEK, care se bate ca să obțină un loc între primele 5. Asta este obiectivul. Echipele de pe locurile 2, 3, 4 și 5, mergând în cupele europene în spatele lui Olympiacos. PAOK a ajuns pe 5, necâștigând niciuna dintre ultimele 5 partide de campionat. Distanța față de prima clasată în momentul de față este de 27 de puncte pentru PAOK Salonic. Deci între Olympiacos și PAOK sunt 27 de puncte. Atât pentru astăzi, ne reauzim mâine, aceeași frecvență de la ora 15. Rămâneți cu mine!